Cadrului Tehnologiei Chișinău. Deci, ce m-a inspirat, m-am gândit în primul rând la durerea unui copil care se confruntă cu violența în familie și faptul cum aceasta îi poate distruge soarta. Deci, culorile sumbre le-am folosit pentru a evidenția agresivitatea lumii din jur. Deci, violența între colegi, în familie, care toate, desigur, se datorează, deci sunt din cauza părinților, care aplică metode drastice de educație, deoarece violența nu este, nu educă, ci distruge o soartă. Iar culorile calde dezvăluie lumea interioară a copilului, care aspiră spre adevăr, spre dragoste și spre înălțim. Și, în concluzie, violența ne taie din zbor și ne frânge aripile. Și este o problemă care trebuie soluționată.